Previziune surpriză a unui fost celebru ambasador al României în SUA, în cazul conflictului din Siria, Trump poate să dea peste cap o strategie. Donald Trump nu va risca o intervenție cu trupe în Siria, e de părere fostul ministru de externe Mircea Geoan, invitatul emisiunii În Fața Ta de la Digi24, de duminică. În opinia sa, Donald Trump are acționat emoțional după atacul cu arme chimice din Siria. Nu cred ce trimite trupe. Cred ce Trump a înțeles lecția pe care a învățat-o de la George W. Bush, ce înseamnă războaie lungi și scumpe. El spunea, acum două săptămâni, ce vrea să retrag trupele din Siria. Ele practic prins între impulsuri de a reacționa la o dramă umanitară, cum a fost cazul din Douma, și dorința lui de a nu se lăsa tras în conflicte. Dar e o personalitate care poate să dea peste cap o strategie gândit de generalii lui, a declarat Mircea Geoan.